Celin Popescu, Tăriceanu detonează bomba, CSM a obligat judecătorii să semneze declarații secrete pentru ca avocații apărării să nu aibă acces la notele SRI. Celin Popescu, Tăriceanu detonează încă o bombă în justiție. Conform efului Senatului, CSM a obligat judecătorii să semneze acte secrete prin care consimeau să nu ofere avocailor apărării din dosarele lor notele venite de la SRI. Tăriceanu a spus, sâmbătă seara, la România TV, ce protocolul secret dintre SRI a ajuns să fie desecretizat doar datorită SRI, pentru ce parchetul nu a dorit asta. În plus, conform liderului ALDE, procurorul general al României, Augustin Lazăre, Iefadna, Laura Codroacovesi, încearcă să minimalizeze desecretizarea protocoalelor secrete. SRI a dus la declanarea desecretizării acestor protocoale. Dacă am fi așteptat după taica Lazăre, după doamna Covesi, am fi așteptat până în 2040. Acum se tem. Vede aceste încercări de temporizare, de minimalizare a lucrurilor. Voi adresa o solicitare CSM pentru a scoate la lumină declaraiile de confidențialitate pe care le-au dat judecătorilor să le semneze. Ei prevedeau ca informațiile primite de la SRI să nu fie puse la dispoziția avocailor apărării. Voi face eu o cerere scrisă în acest subiect. Astea sunt pe lângă protocoalele secrete. Astea trebuie să dispară, nu au de ce să existe, a spus Celin Popescu, Tăriceanu.